Forțele ucrainene găsesc un număr tot mai mare de componente din China în armele folosite de trupele ruse în Ucraina. În replică, Beijingul neagă trimiterea de echipamente militare către Rusia după începerea războiului și afirmă că va reglementa exporturile în privința echipamentelor civile care pot fi adaptate pentru uz militar. Informațiile ucrainienilor de pe câmpul de luptă arată că au fost găsite componente fabricate în China într-un sistem de navigație la dronele aeriene Orlan, unde anterior era folosit un sistem elvețian. S-au găsit de asemenea componente chinezești în sistemul de control al tirului de la tancurile rusești, care anterior utilizau componente fabricate în Franța. China a negat în mod repetat trimiterea de echipamente militare către Rusia după invazia din Ucraina și că tot ce are este o cooperare comercială normală cu toate țările, inclusiv cu Rusia. Ucraina a reușit însă să identifice unii producători sau furnizori și să împărtășească informațiile cu aliații occidentali. Norinco, un producător chinez de arme, a fost identificat ca fiind unul dintre furnizori, însă momentan nu este clar ce anume a furnizat. Aceste informații nu au fost comentate de niciunul dintre reprezentanții companiei sau ai Ministerului de Externe al Rusiei. Ministrul chinez de externe, Qin Gang, declarase anterior că Beijingul se angajează să nu vândă arme Rusiei sau Ucrainei și că va avea o atitudine prudentă și responsabilă. Chiar dacă luna trecută Anthony Blinken, secretarul de stat american, declarase că China nu a trecut linia roșie de a furniza Rusiei ajutor letal, conform documentelor din dosarul scurgerilor de la Pentagon, spionajul american ar fi ajuns la concluzia că Beijingul ar fi aprobat trimiterea de arme Moscovei pentru războiul său împotriva Ucrainei, operațiunile desfășurându-se în secret. Poziția Beijingului este în continuare că vrea să ajute la medierea conflictului prin soluții politice, însă liderii occidentali consideră că loialitatea clară a președintelui Xi Jinping față de Vladimir Putin subminează această poziție, mai ales după vizita din martie a liderului chinez la Moscova, imediat după ce a obținut al treilea mandat în fruntea Chinei.